spate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. 9 și 37 de minute. În această dimineață avem 4.000 de euro la dublu sau nimic. Simțiți veselia din vocea mea? Da, sigur că da. Avem 4.000 de euro în 4 pași. 6 ori 4, 24 de secunde. Practic, ai nevoie doar de 24 de secunde și de 4 răspunsuri corecte ca să iei 4.000 de euro. Mai ameții cu tot. Da. Păi da. Asta e și planul. Deci, da, e cum zice Vlad, are dreptate. Tu te-ai prins, Luca? Da, el, da. El e fac în lei. Bravo, așa, foarte bine. Să știți că am primit și eu notificare. Suntem live pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Imagini din studio. Intrați să vedeți ce măști frumoase avem. Ce bine, că eram nebărbierit. Da, nu se văd întrebările. Dar o să le asculte prima, sper eu, Andreea din Vâlcea. Bună dimineața, Andreea. Bună dimineața. Bonjour. Ce faci, Andreea? Bună. La muncă. Ce lucrezi? Consilier juridic sunt. Mulți colegi în birou? Da. Câți? Salutare, băie. Salut! Câți colegi sunteți? Încă trei. Mamă, eu am pierdut banii. Da, am senzația. Deci fiți atenți, întrebările sunt foarte ușoare, doar că timpul e scurt. Sunt 6 secunde. În 6 secunde trebuie să dai tu răspunsul, nu colegii. Salut colegilor și colegelor. Și să fiți foarte hotărâți acolo. Adică dacă începe să vă gândiți, să căutați un și ochii au uniți pe fată. Și s-a dus. Andreea, dacă sunteți patru, cam o mie de bucată, nu? De cap. Păi cam așa. Cam așa. Bine, nu o să începem de la 1000, o să începem de la 500. Puteți dubla la 1000, la 2000 și după aia la 4000, dacă simțiți că puteți merge până la capăt și că sunteți într-o zi bună. Andreea, am dat un indiciu mai devreme, acum vreo oră și ceva. L-ai prins? Nu l-am prins, din păcate. Greșeală mare, era indiciu pentru întrebarea de 4000 de euro, ultima întrebare. A fost cu nume și renume. Da, făceai un curs intensiv într-o oră și se rezolva problema, luai banii mai ușor. Păcat. Dar nu-i nimic, chiar și așa, să știi, uitându-mă pe întrebări, poți să câștigi 4.000 de euro. Puteți câștiga împreună 4.000 de euro, nu știu cum, care e strategia voastră. Eu nu cred că... Deci stai, aveți... stai așa, să lămurim treaba. Colegii, sunteți cotă parte la profit sau din punct de vedere juridic nu v-ați înțeles încă? Nu ne-am înțeles, încă e de bărmășie cumva. Deci sunt banii Andrei, gata, asta e clar. Mă bucur. Bine, hai că v-am înțeles eu dacă n-ați înțeles voi. Bine, Andreea, să știi că aș vrea să începem 6 secunde, da, e clar, pentru fiecare răspuns corect și așteptăm răspunsul de la tine. Când ești gata, începem. Sunt gata, începem. 500 de euro. De euro de la prima întrebare. Andreea, spune-mi, ce sunt bamele? Bamele. Bamele. Poamele, fructe. Măi. Am înțeles bamele. Bamele, da. Păi bamele. Ce sunt bamele? Fructe. Așa. Nu. Răspunsul a venit oricum după cele 6 secunde, ca să lămurim din start asta. Bame, se mai cheamă și ocra. Bame, sunt niște legume, am nașparli. Se cultivă prin sudul României. Mie nu-mi plac nici lui Luca. Bame, n-ați mâncat niciodată bame? Nu, n-am mâncat. Da, nu e mâncare prea populară. Bă, m-am desumflat cu da, și eu m-am desumflat. Haide, bă, că era simplu cu bamele. Andreea. Ce curăț, frate. Andreea. Puneți. Nu sunt fructe, da. Din punct de vedere juridic, trebuie să treceți astea 9 minute cât ați stat în direct cu noi să le faceți suplimentar, nu? Era pauză. M-a căutat un coleg și mi-a arătat acum că sunt fructe comestibile. Nu, sunt legume comestibile, dar firea să fie oricum ați răspuns după... După cele 6 secunde. Niște, da, sunt niște păstăi. Am răspuns după alea 6 secunde. Ok, asta este. Ah, ce rău îmi pare, copii. Vă mulțumesc tare mult, Andreea, îți mulțumim. Salute și pe colegii tăi.
Ne-am oprit repede dimineața asta. Nu mă așteptam la asta. Da. Chiar nu mă așteptam. Vezi, dacă n-ai întrebat și tu ce e fasole. Ce e fasole? Nu, n-am întrebat de fasole, că nu-i place lui Luca. Și iarăși intram într-o discuție de aia, da, interminabilă. Dă-o pe mine, da. Da, știu că îi plac bamele. Tu mănânci bame, așa e? Tu ai venit cu ideea asta, Luca. Nu, stai că suport bamele. Cine a venit cu întrebarea? Nu știu, eu nici nu știu ce sale. A fost ideea mea. A venit nu știu de la cine. Da. Am găsit pe jos. N-am dat banii. Asta este, ne-a prins finalul de săptămână cu niciun ban dat, dar de luni o luăm de la capăt. Bine. Polim de la 100 de euro, facem, sper eu, 800. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa.